Că nici măcar nu avem idee cine e el și ce poate să facă cu adevărat, iată-l aici, gata să ne demonstreze. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu cele mai puternice aplauze pe Alexandru Ghetan! Da, mă! Da, chiar era prezentabil băiatul, da. Tinere, ești drăgălaș și prezentabil. Vorbim de bine, să știi că uite, suntem trei fete aici în încăpere și suntem toate de acord că e ok. Așa, bună ziua! Bună ziua! Numele meu este Alexandru Ghețan, eu vin din Republica Moldova, din Chișinău. Câteva lucruri despre mine, nu știu dacă se observă, dar eu deja sunt vedetă. De când fac stand-up, mă recunoaște lumea pe stradă. Mai ales cei care am datorii la ei. M-am dus acasă și a început lumea să-mi zic ce, că de când faci stand-up, nu-ți saluți cu noi, zic, tata, liniștește-te. Ca să înțelegeți câteva lucruri despre mine, eu m-am născut în familia lui mama și a lui tata. Fiecare părinte vrea ca să aibă un băiat care ulterior să crească un bărbat. În momentul în care este o chestie de bătaie, el se poate singur să țină piept, singur să apere. Ce faci pentru asta? Corect, îi dai tu vreo două lichiuri. Albastru mai înainte de asta. După care, îl dai la anumite antrenamente. La mine a fost de ales între box, lupte libere, karate și dansuri populare. Mama zice, nu, lupte libere nu-i bine pentru că asta înseamnă urechi rupte. Box nu-i bine pentru că asta înseamnă să n-ai dinți. Karate, asta e direct pușcărie, dar iată dansuri populare. Tata a stat și s-a gândit și a zis, hai să-l dăm la dansuri populare, ca să înțelegeți figura asta. Nu m-a ajutat niciodată în viață. Odată în viață nu a fost ca e să mă ajute figura asta, ca să înțelegeți, părinții s-au temut că eu o să ajung cu urechile rupte. Până la urmă, coaste rupte, mandibulă ruptă, oase rupte, urechile perfecte, pur și simplu. Urechi perfecte, voi încă așa urechi n-ați văzut. Eu mă gândeam în general la școala mea care de dansuri să le spun acolo, puneți în general citat motoul la voi în școală, distruge viitorul copiilor tăi, dă-i la noi la școală să înveți dansuri populare. Și drept a fost o situație, la noi în Mahala a fost o situație în care gata ne bătem. Știți cum de obicei se întâmplă, fiecare vrea să arăte ce poate, unul gata, antrena pumnii, unul stătea pe șpagate, am zis, domnul primar, du-te acasă, ne bate fără dumneavoastră. Altul face flotări și eu zic, acum e momentul meu de glorie, să arăt ce pot face eu. Și? Zic, șapte ani de școală, zic, și cum m-a învățat pe mine, zâmbind, expresiv, cum se duc getodacii la moarte, zâmbești și faci figura. Și atunci am făcut-o maxim posibil cum am putut eu mai bine. Da. Băi, bravo, băi. Băi, e bun, mă, e bun. Și băieții de Mahala au zis, cadeți de aici, că asta nu-i sănătos, pur și simplu. I-am înfricoșat, evident. Câteva lucruri despre copilărie. Nu știu dacă aveți aici, noi avem serbări de Crăciun. Atunci când eram la grădiniță, dați un râd de aplauză cine ați avut voi, dacă ați avut serbări de Crăciun. Noi aici avem doar cumpărături, crede-mă. La noi există tradiții că de Crăciun, atunci când se face serbarea la grădiniță, copiii sunt mascați. O veveriță, un ursuleț, o vulpe, ai impresia că a fost eliberarea la grădina zoologică, pur și simplu? Ca să înțelegeți, eu am fost banană. Cum s-a întâmplat asta? Vinise second hand la noi în sat. Și-au rămas două costumașe, un iepuraș și o banană. Și tata au zis, nu, băiatul meu nu va fi iepuraș, el nu este gay. Zic, da, banană e expresivitatea masculinității în general, tata, sau cum? Ca să înțelegeți, vine ziua matineului, merge o vulpiță, un lup, un ursuleț, un copil în iepuraș. Nimeni nu s-a gândit că e gay, numai tata s-a gândit că copilul e gay. Și o banană la sfârșit merge. Ca să înțelegeți, toți copiii s-au pus pe scaun, eu stăteam în picioare că să nu boțesc costumul de banană. Costumul avea pe aici, pe aici. Și așa era, parcă eram în ca să înțelegeți cum eram eu îmbrăcat. Știți momentul decisiv când este? Că fiecare se îmbracă în ce are mai bun pe acasă. Educatoarea noastră, cea care era prezentatoare, îmbrăcată în general, roche din ireasă.
Noi avem impresia că la sfârșit, în loc de buchetul miresei, ați iei bradul din spate, al aruncă peste cap și ne prinde bradul, prezintă următorul matineu, următoarea serbare de Crăciun, prezintă pur și simplu. Dar momentul, știți, când vine Moș Crăciun în sală, când toți copiii timp de 5 minute strigă Moș Crăciun! Moș Crăciun! Parcă vine din Siberia pe jos, pur și simplu, Moș Crăciun. Carchilera după ușă. Pentru ce strigăm într-atât Moș Crăciun, un copil s-o chișată în chiloți. Altul, dar gata, erau glandele răgușite. Eu oricum stăteam în pișoare să nu învățesc costumul. Și respectiv momentul în care vine Moș Crăciun și copii, ați fost cu minți, e timpul ca moșul să-și iasă din minți. Și treabă, copii, ați învățat poezie și noi, dau! Ca la război. Copii, vreți cadou și noi, dau! Noi toți eram de pe tipul galerie de fotbal, știți? Moș Crăciun, Moș Crăciun, tu ești moșul cel mai bun! Și unul din colț spune, spiridușul și noi toți... Asta a fost serbările noastre, dar dacă totuși ați aflat deja că sunt din Republica Moldova, trebuie să spun câteva lucruri. Ce fel de Republica Moldova despre degustarea vinului? Oh. Adică nu, sigur, spune, tu fă-ți număr acolo. Îl facem. Doamnelor și domnilor, acest material este pentru Mihai Bendeac, cel care s-a lăsat de băut acum 7 zile. Băi, să știi că nu e pe bune, adică nu e extrem de comod într-o perioadă de genul ăsta, când tu ești în sevraj, să auzi chiar și la nivel de glumă. Că nu e, adică nu e ușor, bă. Ca să înțelegeți, recent, prietena mea m-a bătut la cap cu o tigaie ca să o duc la degustare vinului. Am fost la o vinărie de la noi, de Republica Moldova, și ajung acolo și vine un băiat și spune: bună ziua, mă numesc Rodrigo și sunt sommelier. Dar fața lui citem Maxim Andrei, pur și simplu. Și el spune, vă servesc cu ceva? Zic, nu, noi am venit să uităm la natură, că la voi doar vinărie pentru mare, munte și ocean e slăvită. Adu vreun vin ceva. Ca să înțelegeți, au început niște frământări de limbă, au început Otonel, Risin, Montenegro de Fontaine. Zic, ce e asta, oprește-te! Și zice, de care vă aduc? Zic, roșu aveți? Corect. Și el zice, de care roșu vreți până la urmă? Și eu zic, de care aveți, întreb? El începe, avem așa cu nuanță de argilă, avem nuanță purpuriu, avem maro, avem bordeaux. Eu am rămas în șoc, el știe atâtea culori, pur și simplu. La noi în sat există două tipuri de vin, alb și roșu. Nu știu, pentru femei mai există rozie, care mai vie copiii la grădiniță de obicei. Zice el. Și zice, v-am înțeles, vă aduc un vin matur? Eu zic, Rodrigo, cu mine grăiești, cu cine vorbești, care e matur? Zic, adă unul sub 18 ani, noi trebuie să facem sex cu genul și ăla, sau și trebuie să facem să aibă 18 ani? Adă ceva minor, adică dacă n-a nină în pușcăria. Deci v-am înțeles, ca să înțelegeți, mi-au adus așa ea de două degi de vin. Și îmi zice, dar pe așa să bie. Zic, Rodrigo, tu nu știi cum să bie. Vroiam să-l duc la bunelul meu în bordei, să-i arăt cum stă cana de un kil jumate, de un litru jumate, parcată pe butoi, și Rodrigo pur și simplu scade așa pe prima scară, de la asta. Și zice, acum începem degustarea vinului. Mirosiți vinul. Simțiți acolo coajă de stejar, prună uscată și un pic de șofran. Și zice, inspirați și fac. Simțiți? Și eu zic, da! Dar eu n-am simțit nimic, pur și simplu. Eu nu că n-am simțit nimic, eu ne-am dat seama că eu nu știu ce înseamnă șofran. După care el zice, aerisim vinul. Zic, da, de ce? Și el zice, da, postat în sticlă și acumulat anumite mirosuri. Zic, Prietena mea a zis, ce e asta? Zic, știi că noi dormim seara amândoi și dimineața deschidem ușa și fereastra că mai sunt ceva mirosuri pe acolo. După care spune, începem degustarea vinului. Puneți în gură și trageți cu aer. Și eram pe genul... Ia înapoi la mine, prietena mea. Parcă eram doi hulubi, doi porumbei la împerechere. Pur și simplu, momentul în care degustam vinul. Și zici, și acum, bem. Zici, cum? Și eu zic,
ca nisip a intrat, mai adă câte unul încă. Știi ce mi-am dat seama, de fapt, eu prin asta, prieteni? Că noi încercăm să educăm la moldoveni o tradiție pe care nu o avem cu adevărat. Unii tradiția care să bei vinul direct cu cana din căldare. Unul din citatele de promovare a Republicii Moldova pe plan internațional este ospitalitate, tradiție, mister. Adevărata ospitalitate este atunci când bunielul meu te cheamă la el în beci, tradiție îți dă o cană de un litru jumate din Moldova și mister nu știi dacă tu îți trezești a doua zi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, Alexandru Ghețan am fost. Ți-a cam plăcut videoul. Noi ne bucurăm. Ia să vedem dacă dă like. Nu uita că poți să te abonezi și la canal, dar și la notificări. Cine râde primul, râde mai bine. Hai, play la următorul. Aici, mă. Aici. 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 Aici.